ascuns. Simantoni Noveria! În inima celor care conduc această țară. Emporio di Valdemia! În scurtă vreme. Emporio de Gnaia! Se vor da legi. Enaito qual? Care vor constrânge. Ezivernablo! Pe adevărați creștini. Zegivernablo! Timpul de libertate. Empori di Vizosida! Nu va mai fi ca acum. Elaita Manahaut! Începând cu anul care vine. Chiar de la începutul anului. Din prima lună. Desfrâul. Fără de legea. Moralitatea. Și păcatele. De moarte. Vor fi legiferate. Se vor da legi. Care vor constrânge biserica. Samana Graia. Dar cel care nu se compromite va avea parte de răpire. Cel care rabdă ispita și după ce o rabdă o va birui și va fi găsit bun. Va primi culuna vieții. Personal. Eu, Domnul vieții, vom pune această coroană pe capul celor care vor fi biruitori. Și acum eu, Domnul, am fost. De aceea, în taină și în ascuns, luați bine seama ce vă spun. Se va ridica în România un lider. Va fi președintele acestei țări. În primele 6 luni ale anului. Toți vor crede. Cu un mare om. Pus de Dumnezeu. În fruntea poporului. Dar înșelător. Pare religios. Dar în taină. Și nascuns. Este omul diavolului. Să nu vă credeți. De la jumătatea anului încolo. Biserica. Va fi mai mult constrâns. Nu o să mai fie voie să se facă evangelizare fără autorizație, fără să știe cei de sus, fără să știe cei din guvern. Mulți păstori vor fi constrânși și dacă nu vor face așa, îi se spune, este către mai mari legi. Vor avea de suferit. Ei și casele lor. Va veni vremea. Când vor fi întemnițați. Când vor fi arestați. Vor fi opriți. Dar după valul acesta de încercare. O trezire voi aduce. Și toți. Care mi s-au împotrivit. Vor rămâne de rușine. Mulți vor cădea. Dar cei care vor rămâne în picioare. Vor vedea trezirea cu ochii lor. Mari semne și minuni. Voi face și multe vindecări. Voi elibera de sub puterea demonică. Multe suflete. Și vă ști că eu, Domnul, sunt Domnul și Mântuitor.